La mulți ani și bine ați dat click la un nou episod din Cel Mai Podcast. Ce frumos a... Singura emisiune de sit down, fii atent, come drink din Doamne România. Ajută. Așa. Serus, serus la mulți ani, serus druid. Bine. Nu vi se salucit oamenii ăștia să te vadă, ia-ți paharul. Așa, dă-te paharul. Ce paharul? El e druidul. Dar știe lumea, nu-i ca și cum nu l-ar ști. Pentru cei care ne ascultați în trafic, el e druidul. Dragilor, bun venit în 2020, misterul mare s-a rezolvat. După cum bine știți, sau v-ați întrebat vreodată, când eram copii mici, muștarul muștărilă, cremuștilă, pardon, avea un lățișor de aur pus cadou acolo. Dar nu când eram copii mici, acum 10 ani, cred că 15 ani, cam așa. Cum spuneam, când eram copii mici, deci aveam 15 ani atunci, sau că 25, mă rog. Nu știu. Apropo, nu știu dacă cineva din România a câștigat acel cremuștilă, dar înainte de Crăciun, nu știu care din noi a tras un din gara din Simeria, a făcut schimb noaptea, că venea nu știu de unde, a tras un los câștigător și a câștigat un cuib de nebuniță. Un? Un cuib de... un crib. Un man's crib. A boy's crib. Ok. Bine. În care filmă... Ah, asta o luat. Ce prost. Hai să o lăsăm. Ce construcție. Ai văzut asta? Hai să o lăsăm. Eu mă tot gândeam. Nu mă merită să o chinui. Mai există roz în plic sau cu... Nu, las-o să moară, nu-i dai injecție sau... Asta e de la mâncare. Bun. Începem în ordine. Mi-a schimbat ochelarii. Fuck. Că am trecut la 3 și un pic. Și deci cum ar fi te devalorizezi pe măsură ce trece timpul? Dar nu mi-am dat seama cât de rău vedeam înainte până nu i-am făcut pe ăștia. Tu vorbești serios de ei. Deci ăștia sunt ultra HD. Ăia la alții erau un X-vid piratat de pe un site rusesc cu subtitrare în coreană. Tu vorbești? Și erau... ce brand erau? Dar nu, lentilele nu contează ce brand sunt, că nu... Ah, că numai rămile erau. Da. Rămile s-au stricat. Erau de la băieți, lentilele s-au Da, erau de la băieți. Erau, de la vorba erau mai toase. Deci te apăr că rămile sunt Emporio Armani. Da. Că nu se vede să, da, să citească până acolo. Da, exact la același preț ca de acum 2 ani jumate, care erau Ray-Ban. Tu vorbești serios? Și acum serios? Văd bine, dar primele două zile, uite așa, am mers pe stradă uitându-mă la plăcute de matriculare de departe. Bă, știi cum... Și după aceea am vrut să stau liniștit de sărbători, să nu fac nimic, dar am stat puțin agitat și am sângerat bani. Pentru că m-a văzut Dumnezeu că s-aten așa și că sfidez Crăciunul, că am mâncat salată în ajun și am mâncat vegetarian în ziua de Crăciun și a zis, dă-i. Și ce ți-a dat? Și mi-a dat o pompă de evacuare stricată la mașina de spălat vase. O placă stricată la centrală și circuitul electric din casă mi-a pușcat de două ori, o dată cu flamă. Ai deja hemoragie cu bani. Frățică, de Crăciun a trebuit să scoți aceste intervenții. Un pic înainte, că Dumnezeu știa că vedea în timp înainte și vedea ce urmează să fac. Păi când sun pe 24 în Cluj, până să zici, mi-a pușcat instalația electrică. L-am sunat duminica dinainte de Crăciun, seara la 6, a zis că vine în 2 ore, a venit în 2 ore. Deci dacă aveți probleme electrice în Cluj, știi cum vine. Super profesionist, îți explică ca la prost ce s-a întâmplat. No shit! Man, tipul e profesor. Nu știu cum îl cheamă să-l laud acum, dar e profesor. Mi-a explicat acolo tot ce se întâmplă, pentru că în momentul în care se ia curentul, eu mă duc la mine la siguranță, de la siguranță, nu. Păi nu mai știu ce să fac. Mm-hmm. Pot să-i fac un roast la tabelul electric, să-l fac de căcat pe Facebook. Dar el săracul nu mai primește curent de la mamă. Postez pe blog și am aflat că există doi consumatori mari, plita și cuptorul, yes, puși pe un circuit pe care trebuia să se pună fir mai gros, dar nu s-a pus fir mai gros pentru că firul gros e mai scump decât firul mai subțire. Eterna poveste în România. Și trebuia fir de 4, ți-o zis fir de 4. Și s-ar putea ca atunci când a fost proiectat apartamentul să nu-i fost consumatori în halul ăsta, că acum au apărut aceleași făcuți de aceiași oameni care și-au conectat mașina de spălat haine înainte de apometru. Deci știau ce fac. Ok. Mașina de spălat haine înainte de apometru? Și a fost la un moment dat, the fuck? Înainte să apar eu în peisaj, a zis Angela că a fost scandal pe scară, că erau pierderi foarte mari. Și s-au dus oamenii din
casă în casă, umbla în sus și umbla în jos, ca să afle unde se pierde apă pe acolo. Și? Și am găsit la acela casă, păi aici e corect, a greșit. Bun, așa am luat. Stai, că nu înțeleg. Cum erau pierderi? Păi dacă... Fura apă. Fura apă. A, nu era apometru montat. O zis-o mai devreme, dar tu ai zis că în altă dimensiune. Ai spus mașina de spălat înaintea apometrului. Da. A, înaintea, nu temporal, ci înaintea fizic. Nu, mă, putea să... Vă fost dor de noi, că mie mi-a fost dor de voi. Fizic înaintea apometrului, pe circuit, că putea să nu fi avut blocul apometru și nu vedeam care era problema. Eu am înțeles că nu stii bine. Au pus să ai dracu consumatorul. Nu, eu am crezut că a zis el greșit oarecum apometre și mă gândeam că se referea că o a dus mașina și nu a conectat-o la apă. Mă gândeam că la asta zice. Și oamenii care au făcut modificări la bucătărie au mutat și panoul electric, că era într-un loc și l-au mutat în alt loc pentru că au spart holul și au făcut spațiul ăla mai mare. Și acolo unde era panoul vechi au pus ușița peste și au tencuit și nu s-a mai văzut nimic. Eram știu că este panou acolo. Și firele s-au încins, s-au topit, au făcut scurs și au făcut puc! Și a venit omul și a reparat și nu știa de ce s-a stricat. A făcut pe scară și a zis, e bine. Și a doua zi a făcut iar puc! Dar un pic mai mare, de-a ieșit afară din perete un pic de flacăr așa. De ce a făcut și a doua zi? Pentru că nu a reparat chestia, el a schimbat siguranța de pe scară. Ce vreau să te întreb, când a reparat? Ai zis că în ajun ai vorbit și a venit în ziua de Crăciun. Nu, duminica dinainte de Crăciun. E, duminica, totuși. Da. Nu e ca și Crăciunul, nu e ca gravitate ca și Crăciunul, dar e duminică. A lucrat duminică și poate că a făcut în perete din cauza că, Doamne, te-a bătut. Pentru că e mare păcat să lucreze duminică. Și a doua duminică. Zi, când a făcut chiară, dar cu flacără. Păi și popi! Revenim. A venit și a întârziat la ziua copilului lui ca să-mi repare mie chestiile alea în casă. Mi se pare generos. Și nu numai asta, în momentul în care a schimbat... În momentul în care a schimbat siguranța pe scară, dar te gândi că poate prin povestea asta stoarce niște bacșiș? Nu, poate că ar putea. Zi, mai era o siguranță. Mai era o siguranță și a zis că o repară și pe aia ca să fie acolo pentru următorul om care are probleme, ca să fie o faptă bună de Crăciun frumos din partea lui. Și pune-mă asta... în legătură cu acest om. Are Angela numărul, că are pentru fiecare. Așa. Eu n-am încredere. Bun, am înțeles că e meseriaș, dar n-am încredere în calitatea umană. Un astfel de individ care zice că o plecat de la serbarea copilului sau ce ai zis. Ziua copilului. Bă, nu cred. Eu nu știu dacă are familie. Și dacă are, te-ai gândit, oare și iubește familia și oare nu. Și mai și folosește povestea asta. Nu știu ce să... Dacă ți-o zice, deci dacă ți-o zice așa, ostentativ, înseamnă că îs ceva baiuri acolo în familie. A zis-o foarte, foarte modest. Și... Bun, o lucrat duminică, o lucrat. Nu e ok. Și de ce spun? E păcat, e mare păcat, dar aici e de văzut. E păcat dacă inițiezi acțiunea, dacă folosești, de exemplu, mașina de spălat. Da? Că nu speli la râu cu mâna ta. E la fel de păcat că ai apăsat butonul. Cum se evaluează? Apeși pe cât efort buton faci? Da. Și nu am înțeles de unde e chestia asta. Presupun că e ca să aducă lumea la biserică. Da. Nu? Că de aia, să nu faci în zi de sărbătoare pentru că ar trebui să te rogi. Dar nu faptul că muncești, presupun că ar fi la originea păcatului. Da ce? Păi nu știu, încerc să-mi ziceți voi. Că asta că ne socotești ordinele. Cumva asta cred că este. Mă mai gândesc la lucru pe care îl vorbesc, pe care îl afirmă cei care sunt mai mult spiritual decât religioși. Și anume că e un echilibru în lume. Și așa cum șase zile, religioși zic că Dumnezeu a făcut lumea șase zile să se odihnească în a șaptea. Noi ca oameni, șase zile ni le dăm nouă, a șaptea i-o dăm Domnului din ok, odină. Poate să fie și asta. Iar spiritualii vin și zic, dude, o chestie de echilibru ca și postul. Da, da, da. Ca și postul care nemâncatul te ajută fizic. A șaptea zi, în ideea spiritualilor, a șaptea pentru zi meditație, să nu pentru, nimic, da. Numai ca să faci un echilibru pentru cât ai muncit. Poți să faci puțin. Poți să faci puțin pentru că eu am ajuns în Tel Aviv sâmbăta. Când nu se face nimic. Iartă-mă, o apropie de asta cu evreii. Uite, evreii erau mai pragmatici, ci că au zis în poveste de asta cu păcatul de a face în zi de sărbătoare treabă și evreii își plăteau oameni să le facă. Mă, copile, sunt am auzit asta. Minoritar de alte religii care le fac treaba. Bă,
Nimic. Așa rău a început vacanța aia. Odată mi s-au activat sinusurile și m-a durut capul. La aterizare. Eu pro la tine, la zboruri... În ultimele, nu știu, 4 zboruri am tot luat pastile bine, dar acum le-am luat, nu știu, neatent. Și m-a durut capul. Când am ajuns în aeroport, angajasem un taxi care să ne ducă, pentru că transportul în comun mic. Nimic nu funcționează. Angajasem un taxi care să ne ducă la hotel și taxiul a zis că ia-ți bani înapoi. Mi-a trimis mail că nu a găsit pe nimeni care să lucreze. Și am luat alt taxi. Cu un arab. Mi-am dat seama că e arab, că avea două parfumuri acolo în portier. Pe care ți le vindea. Putea fi șugamuri. Sau putea fi român. Da. Și ne-a dus în Tel Aviv. Și în momentul în care începea cumva să arate acentru, a trecut o secundă și nu mai arăta acentru. Arăta aghetou. Dar era la... cu centru aici în spate, la 100 de metri de bulevardul principal, am ajuns într-un ghetou. Dar, uitați să zic, ploua. De Crăciun în Tel Aviv. După Crăciun. După Crăciun în Tel Aviv. Deci ploua. Normal. Era fric. Nu era nimic descris. Și noi am ajuns la 11 și a zis că pot să ne cazeze la 3. Fine. Și ne-am plimbat un pic prin ploaie. Am găsit un loc deschis. Ne-am plimbat încă un pic prin ploaie. Ne-am mudat. Și în sfârșit ne-a lăsat omul înăuntru ca să descoperim că camera nu arată ca cele din poze. Oh. Dar nu arată deloc precum cele din poze. Și booking-ul s-a cât de cât serios. Adică n-am mai luat țeapă. Ai dat review? Încă nu i-am dat review. I-ai dat o stea? Nu, pentru că în a doua, a treia zi am învățat că există acolo un pic de alte standarde. Noi azi. Pentru că în momentul în care li s-au înfăptuit lor statul evreiesc în 1948, așa, după multe dezbateri, pentru că a existat unul care a făcut primul congres sionist și a zis hai să ne facem un stat, și a apărut altul care a zis hai că nu ne trebuie neapărat stat, că evreitatea este o chestie mai mult spirituală și nu ne trebuie țară. Până la urmă, când a făcut statul, au zis bine, dar ne concentrăm nu pe străzi și arhitectură, ne concentrăm pe artă, educație, sănătate, confort și bunăstare. Și spionaj. Ăla mai încolo. Și nu e foarte confortabil, dar e interesant. Adică era urât. Nu e confortabil. Era, știi cum e, ca și cum ai sta în gaz de la bunici. Da. Bă, e ok, dar am văzut cu ce ai spălat vasele alea, știu cât praf stă pe păturile alea și la baie parcă n-aș face duș, pot aștepta 3 zile până mă duc acasă. Știi? Asta era, bun, da, asta era... Și tavanul era până aici. Asta era hotel? Da, e și limitat. Scria că e hotel. Au și mii de dimensiuni mai mici. Erau niște camere în care intrai din stradă. Hmm. Cum era lângă central hotelul ăla? Transilvania. Bun. De două. A doua zi s-a făcut. Stai, deci, confortabil sau nu? Deci nici confortabil, nici curat, deci cum era? Prozaic. Nici cum. Agroturism, un pic agroturistic. A doua zi s-a făcut frumos. Agroturistic plimbarea, ceva... Și-am făcut plimbarea pe faleză. Faleza arată ca fucking Miami. Sunt numai zgârienori, e aranjat tot frumos, fac ea windsurfing, kiteboarding, fac volei și plimbă câini foarte frumoși și sunt foarte mulți câini. Frumos? Foarte mulți câini. Drog, adică destui cât să observi că, bă, sunt mulți câini aici și trotinete electrice. Și a fost super interesant pentru că a arătat foarte bine a doua zi, la fel de urât cât a arătat prima. Și pe ansamblu e super interesant pentru că sunt niște părți care arată ca și cum ar fi din fucking viitor. Am fost la Sarona Market, e la baza unor zgârienori un părculeț care arată combinație între grădină botanică, loc de joacă pentru copii, outlet mall, numai că fiecare magazin e o vilă în care te duci și cumperi Adidas, și înăuntru era ca un food court, dar food court fancy. Oh, nice. De unde puteai să-ți iei și produse. Era gen Covent Garden sau la Boqueria din, din Barcelona. Foarte frumos. Sau și Italia din Bari. Și te duceai un pic mai încolo, și te duceai un pic mai încolo la Carmel Market, care e un bazar și arată cum arăta piața din Petroșani în anii 90. Oh, aveau, my God! Aveau stand cu CD-uri. Se opriseră cumva cu cultura prin anii 90, aveau tricouri cu Tupac și Nirvana.
și cam atât, nimic mai recent, tot felul de obiecte religioase lângă șlapi, lângă tricouri contrafăcute cuci, lângă niște baclavale, lângă niște suc de rodi, lângă niște unii care urlau chestii într-una și așa între două tarabe cu niște legume urâte, intra într-un loc care arăta ca gara din Huedin și mâncai cel mai bun hummus ever. Am vrut să întreb dacă ați mâncat local ce ați fost la... Am mâncat. Am mâncat la niște chestii pe care le văzusem cu două zile înainte pe Netflix. Ceea ce e super interesant, să vezi pe Netflix și să te duci a doua zi exact acolo. Exact acolo, pentru că Netflix-ul era exact acolo în Tel Aviv, în locul ăla. For real? Și aia știau că a apărut să Netflix. Păi ei a plătit să Netflix-ul. Nu e ea. Nu e o întrebare pertinentă, Druid? Păi Central Park sau restaurantul Seinfeld în care filmau Seinfeld. Și-o plătit advertorial, că se vrei, și-o plătit advertorial la Netflix. Ce? Bob, este un studio. Da, dar nu există pentru Friends. Și nu și-a făcut niciunii. Și atunci ăla din Seinfeld de la Euphoria. Ăla din Seinfeld, ăla în pizda, mă, stic, am mai văzut pe unii că și-a pus poze în New York când a ajuns la ăla pe colț. I'm not kidding. Ăla nu s-a filmat în New York, Seinfeld, s-a filmat în Los Angeles. Și atunci unde am văzut eu pe ăștia punând poze la... Exact. Și-au făcut poate unii ceva similar, l-au copiat și au zis același nume, dar cu o literă întoarsă, Cucci. De exemplu. Asta scrie restaurant. Cucina italiana sau ceva. Da, restaurant. Și da. Este militarizat? Eu, da, la este restaurantul ăla lui Seinfeld. Te simți în nesiguranță? De ce l-am văzut eu? Nu. M-au verificat la intrări. E o confuzie la tine. Se verifică la intrări în mall-uri și ne-au verificat. Că te-ai dat la aia de mulți ani, probabil. Și între timp ai mai acumulat informații. Ca să înțelegi, în anii 90 era foarte greu și în continuare este foarte greu să filmezi într-un loc public. Pentru că lumea. De asta toate, și Central Park și ce ai văzut în Seinfeld, sunt construite în studio. Pentru că le poți controla. Bun, le-am văzut, tot, dar toate serialele astea sunt. Dar aveau cadrele de exterior. Cadrele de exterior nu contează, că dai un cadru de exterior filmat de absolut oricum. Aia, dar și filmezi interior. Aia la Central Park, dar restaurantul ăla, care au refăcut tot exact cum a fost. Și poți să mergi să-și faci poze. Da, și aia tocmai pentru că erau celebre, au făcut chestia. Cum au făcut, că m-am uitat la 30 de ani pentru fan. 30 de ani de democrație. Înainte să ajungem acolo, că ziceai de... Zi de Tel Aviv dacă te simți în siguranță. Da, te simți la Guspaie cu Sasha Baron. Te verifică la intrări în mall. Au intrat oameni cu mitralieră în autobuz când am mers la aeroport. Aeroportul și ăla e din viitor. Deci îți scanezi pașaportul electronic, îți vede fața și te duci mai departe. Dar numai după ce o tipă te întreabă de câți ani sunteți împreună și care e natura relației voastre. Că de ce? Ca să vadă care e dinamica grupului. Și nu că există cele. Nu că e ca în Dubai sau în alte părți, că n-ai voie să te ții de mână. Nu din motive de genul ăsta. Tel Aviv e unul dintre cele mai tolerante și cele mai... Gay friendly, nu? Gay friendly. E foarte, da. În Dubai, nu-i voie să te ții de mână? Ce? Gay friendly. Acolo trebuie să mergem. Nu-i voie să te ții de mână în Dubai? În general, în... țara arabă. Te anunță de la bun început. Da, că e țara arabă, m-am prins. Și apropo de chestia asta... Cu soția ta sau cu nimeni? Știu un om care era cu serviciu acolo și o risca foarte mult și o găsit prostituată și s-a întâlnit serios. S-a întâlnit într-un hipermarket și o schimba chei, o luat alt hotel, că era frică la el. Deci niște povești numai pentru o bucățică de vorba aceea. Da. Ce... Și înainte să mă duc și după, am citit o carte de history of Israel și mi s-a părut foarte interesant de ce lucrează Mossad-ul. Și apropo, este pe Netflix un documentar numit chiar așa Mossad, care e super interesant și așa frumos vorbesc că despre asasinate. Dar The Spy ai văzut? Da, am văzut și The Spy. Despre și foarte Eric fain Cohen. Să-l vezi pe Sasha Baron Cohen, să-l vezi într-un rol serios. Da, nemoc. Apropo de o altă operațiune a Mossad-ului, am văzut Red Sea Diving Resort cu Capitanul America. Foarte faină operațiunea a Mossad-ului de a elibera niște evrei de culoare din Africa. Extraordinar. Și mi-am cumpărat o carte despre Mossad. Deci based on a true story. Bă, deci ce fain știi eu aia cu spionajul și cu asasinatele. Nu are rost să faci război, că războiul e scump.
ești pe el, cum să zic? Tipic evreiesc, ce vorbești? Așa de scump, câștigăm ceva? Nu, atunci facem asasinat, măi. Ce ziceam că ai spus? Că wow, și reproducerea unor locuri, azi, de, ca de, să-mi... În ajun ne-am uitat la, după 30 de ani, documentarul Recorder și după ne-am mai uitat odată cu Socri, care cu comentariul live a durat vreo 6 ore. Dar interesant de văzut că dacă au pauză, păreri diametral opuse sau în răspăr cu logica sau cu cam în sensul. Da? Nu. Aia e că e de văzut acolo. Nu, aveau completări. Ajunge și la Recorder. Da, completări poate și cu chestii de interior. Cum ai zis că știa de Năstase niște treburi și... Ah, da, da, da. Dar ce cine am știa să zic... de Năstase? Liviu. Așa. Stai mai copilule, cățelule, ce vrei? Și asta am făcut și după aceea... Ziceam că se pot reproduce locuri, cum a făcut Ilie Alexandru, ăla era un celebru afacerist, dar hoț era, în anii 90, în care făcuse exact, făcuse făcut Hermes Dallas tot și l-a chemat și pe Jere Ewing. Ma, pe cum îl chema pe ăla, mă? Pe actor, în fine. Larry... Hagman. Așa, da. Așa. Larry Hagman. No, l-a chemat pe ăla acolo la inaugurare... Ce nostalgic a făcut Bob. Nu, m-a durut, mă, era singurul nume pe care mi l-am amintit, băgam ea, aia bătrânețe. Am vrut să le întreb pe Bob dacă a văzut documentarul și după aia mi-am adus aminte. Documentarul nu are 3 minute, deci nu l-a văzut. Da, ai avut o postare, ai zis că nu te-ai uitat și că... Și am văzut la cineva... Atât ai de bun, am văzut la nu neapărat pentru că e corect, da, nu neapărat pentru că e imparțial, nu neapărat pentru că e exhaustiv, dar pentru că e super fucking distractiv. Da. Deci nu așa cum ca... să fie distractiv? E super distractiv să vezi ce povesteau oamenii de acolo, să vezi cât de... Și trist în același timp. Sălbatic da. Era... Mă, se încheie într-o notă optimistă, că am evoluat aia dată. Da. Și ne uităm cum era în anii 90, că era ca în lagăr și era sălbătice, cum ai zis. Era, bă, dar era noaptea minții. Mă, urmăresc Recorder-ul, mi-e drag, am câtă manipulare. Pun pariu că astea 3 ore sunt geniale, cam vremurile bune ne călărim. Dar nu știu de ce, nu am, că acum luna ianuarie am un pic de timp. Deci 3 ore aș avea dacă... Că așa ți se tarea de ceva vreme. Nu, da, mi se tarea de nu vreau să mă uit la un documentar care este istoria celor 30 de ani pe care eu i-am trăit. Deci mie nu poate să-mi arate nimic nou documentarul ăla. Sunt atent la sintetizează tot. Sintetizează frumos. Okay. Știai că... Știai că da. Sorin Ovidiu Vântu la sfârșitul anilor 90 avea o cameră nebobilată. Știam din ceva interviu cu el, dar nu cred. Cred că exagerează. Cash. Pe care a făcut dragoste cu soția lui. A zis, lui. La sfârșitul anului 1990, aveam 3 camere într-un apartament în Roma. 2 camere apucasem să le mobilez. A treia cameră, care era living-ul, o foloseam nemobilată, ca un depozit pentru bani. La sfârșitul anului 1990, am făcut dragoste cu soția mea de la acea vreme, am deschis o șampanie și am făcut dragoste cu soția mea de la acea vreme pe aproximativ 100 de milioane de dolari. Bă, eu nu cred că o strâns într-un an 100 de milioane. Și să fi fost unul. Păi nu! Tot era mult, pentru că prima unu. Mea... Primul cu meu siguranță nu a fost unul. Primul meu gând a fost, eu banii ați purtat. Yes! That's right! I'm like, fuck! Te-ai dezbrăcat pe ei? Eu! Ideea dar, e alta. Pe de altă parte, după ce am văzut documentarul... Erau alte vremuri, erau mai hotărât. Mi-am dat atunci. Seama că sunt un pic mai ok financiar, pentru că am un pic mentalitatea aia de orice se poate rezolva dacă anunci cu banii. Da. Pentru că mi-a plăcut documentarul și am vrut să le donez. Dar se putea doar prin PayPal. Numai așa au? Pe care eu îl folosesc ca să împart Patreonul nostru. Mulțumim Patreonilor, apropo. Și nu era nimic pe el și n-am vrut să fac alt cont ca să mă complic, să mai țin da, de acolo și o parolă. Și până la urmă nu mi-am dat nimic. Pentru că nu s-a putut un transfer simplu. Și pentru un transfer de o singură dată ziceau să fac prin PayPal și... Numai puțin. Apropo de transferul și te înțeleg, la deci, vreo două chestii am vrut să m-am donez și bogat, da. M-am simțit bogat că am vrut să donez. Dar după al doilea pas, când am reușit, nu mai să așa bogat. Nu mai. Boys, BTP, eu nu aveam BTP când am filmat clipul cu BTP. Știam asta. Dar mi l-am făcut imediat după. Cucu și l-a făcut fix înainte. Și a zis, bă, ce coincidență. Uite cum ne aranjează Dumnezeu. Tu pe bune.
Nu, el cred. Și crede în chestia cu energiile și cu legea și Dumnezeu. Da, da. Și ce făcut de tăpiri ca să... Ca să avem clienți. Mi-am făcut undeva după Crăciun, între Crăciun și Anul Nou, gen fucking recent, mi-am făcut BTP. I fucking love it. Mi-am băgat toate cardurile pe ecran și... Aia. Am crezut că Revolut e fain până am dat de BTP. La fel de mișto. Dai cu banii în stânga, în dreapta, rapid, cu amprentă, tot, cu atâta de repede merge. Mă, prin magazine numai bip, fac. Nu mai mi-au pormoneu, că am buletinul scanat. Unu, am banii pe telefon, nu m-am pus să uită la retină și să pornește. Da. BTP rules. Deci îți atragi. Fuck me. Îți atragi. Da, mi-a plăcut foarte. De asta m-am dus și eu la Israel. Ce vor? Ca să vină mai. Apropo de Israel, măi, anul trecut v-am zis. E atât de interesant la Vivo să-mi bag. E ca și cum amesteci felii de, nu știu, Bruxelles cu felii de ferentari. Și faci așa... Shuffle. Și faci un pic de shuffle. Dar sunt layerele foarte subțiri. Un pic, e un doboș. Foarte, da. Ca la doboșul de cașcaval cu brânză. Ăla. Cașcaval cu brânză. Apropo de contrabandă. Nu mai ești mecherie să faci rost de droguri. No. Să faci rost de doboșul ăla bun. Înainte de Crăciun. Ăla cu 20 și ceva de straturi. Pe care îl face numai o tanti de două orașe mai încolo, okay. Care e destul de ocupată și numai dacă ești cineva sau știu pe cineva, îl foarte. Primești. Face pentru, așa, cine, pentru prefect. Pentru cine da, a făcut pentru acest primar, material? Pentru Consiliul Județean, pentru șeful poliției și ceva doctor dacă care... Doctor, că e un singur doctor bun în orașul ăla și la ăla trebuie. Da. Oare mâncat la voi acum un an, doi? La nu știu. Sau... Bă, e bun, dar nu e atât de să vede. Da, na. E și pe nostalgie, exact. Da. E pe nostalgie, că de aia merge nostalgia, merge documentarul Recorder, merge în categoria, pe stai cu multe o știți bucați. Da. Pentru cine dăm? Dăm la oameni, la toată lumea, la toată lumea mă bucur. Da, da. Bine. La poveștile de Crăciun, voi zice în următorul, domnule, cum am schimbat abordarea Crăciunului și am făcut-o într-o manieră care va rămâne tradiție pentru restul vieții. Cât o-i mai trăi, eu Crăciunul l-am făcut, cum l-am făcut ăsta care a trecut. Cum? Da, eu l-am ignorat și am făcut brad invizibil. Bun. Eu știu ce ai făcut de acasă. Tu. Da, știu că ai plecat de acasă. Cu toată familia. Și eu am vrut să plec. Și nu există idee mai bună. Ba da, dar nu înseamnă că ai... Pentru mine. Când n-ai sărbat Crăciunul, că tocmai l-ai sărbat. Hai de mine la ai sărbat doar esența. Mulțumesc, aici voi am sărbat. Am sărbat esența Crăciunului, am ajuns, și am fost numai cu familia. Păi și atunci de ce insistă? Tu povesteam cu voi în mașină. Am fost numai cu familia, chiar dacă în afară de familie sunteți câțiva extrem de apropiați care îmi sunteți ca familie. Nu v-am putut lua pe toți, că ați avut alte planuri. Dar la anul v-aș lua toti. Maramureș, lipit de Baia Mare, în Tăuții Măghereuș, la oamenii ăștia faini, la primera dru. La primera dru, dru relax, hotelul ăsta de lângă, unde au niște... Unde nu-mi place rozeu. Nu-ți place roze câne, las că beau o guriță. Unde au avut oferta asta de sărbători, noi stăteam, eu stăteam în jacuzzi cu apă caldă și lumea lângă se uita pe net cum în Cluj și în alt oraș se stătea la Panemar de la 6 dimineața să prinzi pâine, mă, în 24. Și oamenii ăștia ne-au dat 3 mese și pe zi. Cine a stat atâta la pâine? Pe cuvântul meu, vă arăt postarea. Deci, ori s-o dus cum de să când stai la coadă când magazinele sunt închise? O zi și un pic. Pe 24 e deschis, bă, jumătate da, de zi. Pe 25 e închis. Pe 26 iar e deschis jumătate pe de zi. Știu, eterna poveste. Eterna deci, poveste o zi da. Fără pâine. Aia, pentru acea apocalipsă, pentru acea apocalipsă, lumea... Și exact din motivul ăsta a făcut clipul lui Bravo 130.000 de share. Foarte bun. Da, ăla cel mai... Ăla a bătut tot. Cum era? 2.000 de pâini? Da. Da. Și tirul cu portocale care vine din... Dar da. Pentru ce? Și șoferul. Păi și tu dormi și... Tu dormi pe canapea și a fost foarte bun. Dacă nu-ți portocale, rămâne, dacă nu-ți rămâne să arunci, înseamnă că n-ai făcut destul. Da. Aia e chintesența României. Clipul ăla, când ăla a făcut 3 milioane de vizualizări în primele 24 de ore, ăla a bătut Țiganu și Băbuța deodată, împreună. Da? Da, ca statistică. A distrus cam tot. Haurențiu a făcut la ultimul cu Mircea 1.800.000, Băbuța face 1.200.000 în prima 24 de ore, știi așa ca știi. 3 milioane în primele 24 de ore și de atunci rachetă se duce. Pentru că o surprins esența, bătaia da. Asta de joc,
pentru apocalipsă. Beftoniera, pe care după aia am mai văzut-o, cam tot în perioada aia am mai văzut beftonieră, pe net și m-am distrat, dar îți zic, de Crăciun eu am prins esența. Maramureș, Drus, Par, da, plecați de acasă, 4 zile, eu am plecat de acasă. Ăla-i hai Crăciun. Să închidem când se face semn și facem continuarea în facem, celălalt. Facem un patron despre, și mai povestim și despre recorder, că nu s-a vorbit suficient. Și despre alte bunătăți. Să vă fie de bine. Da. Noapte bună, copii.